Problema că nu știm, de exemplu, că avem candidați sau avem potențiali performeri la noi în organizație. Astea sunt probleme mari pe care le avem. Avem probleme mari pentru că zicem, ok, ne pleacă oamenii, nu mai avem pe cine să angajăm. Pe de altă parte, nici nu ne uităm un pic să implementăm tehnologii de ultimă generație care să nu neapărat să elimine interacțiunea umană. Dar oamenii ăia să-i poți să-i specializeze acolo unde tu ai nevoie și atunci crești în productivitate. Noi de, cred că de 10 ani facem un studiu pe romaniansmostproductive.com. Sunt studii făcute de noi, așa să zic, pentru piață, gratis. Să înțeleagă piața cât de prost stăm pe partea de productivitate. Nu reușim să ieșim din această nevoie absolută de a investi puțin și a scoate mult. Știi că, de exemplu, aveam un amic căruia i s-a spus, uite, cam astea sunt costurile, vreo 10 milioane de euro de investit, îi scoți banii cam în 80 ani. Ja, nu, e mult. Cum să fie 10 milioane să-i scoți, în buzunar cash în 8 ani? Înseamnă că ți-ai plătit tot ce aveai de plătit în firma aia, în business-ul ăla pe care l-ai creat. Înseamnă că tu ți-ai luat bani pentru că ești angajat acolo. Și... deci, practic, să nu înțelegi lucrurile astea este o problemă majoră. De asta noi nu investim de la început cum trebuie într-un business, în sensul că nu aducem tehnologie, nu eficientizăm toate procesele și acțiunile. Nu. Noi zicem, ok, hai să angajăm oameni. Tu ce știi să faci? Aia, hai fă-o pe aia tu perfect. Păi îmi trebuie un software. Lasă că te descurci și singur. Și aici avem probleme majore. Da? Ce să le spui oamenilor că, de exemplu, s-au implementat sisteme de tip software as a service, SaaS, în partea de evaluare și că ție îți vine direct informația de care tu ai nevoie ca să angajezi un om sau altul. Numai că, bineînțeles, tehnologia costă. Dar vine și vestea cea bună. Costurile cu tehnologia au scăzut enorm.